Ne aflăm în apropierea unei biserici cu cimitir al satului, o transformare radicală, ne spuneați dumneavoastră înainte de a începe acest interviu. Vă rugăm să ne dați detalii în ceea ce privește drumuri, investiții ale UAT Liteni în drum. Vorbeam de rețele de apă și canalizare. În principal să știți că, cu toate că aceste lucrări câteodată creează disconfort, și pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor cetățenilor că au înțeles că trebuie făcute aceste lucrări, și mai ales când plouă creează așa disconfort. Dar ca să poți să treci efectiv, să faci drumul, cred că în primul rând e necesar să faci aceste rețele de utilitate publică și după care să vii cu drumul. Da, e un capitol foarte important. Cred că dacă vorbim cu oameni din Liteni, și cred că nu mai din Liteni, dacă din 10 oameni, cred că 8 povestesc de drumul. Și pentru mine la fel, ca și toate celelalte obiecte de activitate, învățământ, utilități, apă și canalizare, iluminat public, trotuare și drumurile fac parte dintr-un obiect de activitate foarte important. Și practic, eu când am intrat ca și primar, nu aveam niciun metru de drum asfaltat local, mă refer, erau singurele drumuri care traversau localitatea, drumurile județene, care și așa și ele în timp s-au uzat. E un proiect aici și sperăm ca și aceste drumuri să arate cât mai repede foarte bine, dar drumurile locale nu aveam niciun drum. Și am început prima dată, v-am spus, chiar dacă creau neplăceri cu sistemele de apă și canalizare, după care efectiv ne-am apucat de drumuri. Anul trecut, practic, am început un proiect de vreo 8 km de drum. Am avut ulterior, în mandatul trecut, alți 5 km care vreau să scot în evidență tot ceea ce se referă la drum, trotuar, șanțuri betonate, le-am făcut 100% cu finanțare locală. 100% finanțare locală, vă spuneam că am încercat, am depus și pe POR și pe fonduri guvernamentale. Așa a fost, n-am prins și atunci am fost nevoit să ne echipzim în așa fel încât ca resurse proprii să reabilităm sistemul de iluminat public, să reabilităm trotuarele, să le abităm, să le construim din nou, să asfaltăm drumurile din localitate. Vă spuneam că m-a dată trecut, am făcut undeva vreo 5 km, acum anul trecut am început un proiect de vreo 8 km. Anul trecut, în zona orașului Liteni, zona Bucșei, am asfaltat aproximativ 2 km. Anul acesta, imediat când s-a încălzit, am trecut la continuarea proiectului. Am văzut drumul de la Liteni, drumul de strada Dispensarul. Acum suntem în satul Rotunda, în care am betonat un segment de drum și am continuat cu asfaltarea. Aici, în zonă, suntem în zona bisericii din satul Rotunda, unde am amenajat, așa cum se vede, și un loc de parcare, pentru că era un drum îngust, în pantă, crea tot timpul probleme când ploua. L-am modernizat, lucrăm efectiv acum în Rotunda, după care vom merge în Siliște, acolo unde se lucrează pe ultima sută de metri la rețeaua de canalizare, vom merge în Siliște să începem practic construirea drumului, refacerea terasamentului și asfaltarea drumului din Siliște. Dacă mă refer la drumuri, pentru viitor am 7 km, un proiect depus prin Compania Națională de Investiții, un proiect de calamitate, undeva în Liteni, în Corni, în Roșcani. Mai am, povestesc chiar și de axa 13, este singura axă care practic s-a referit la micul urban. Noi
localitatea Liten fiind transformată în 2004 în oraș, practic am fost lăsați așa, nici în căruță, nici pe jos. Ani la rând. Ani la rând, vă dați seama, din 2004 suntem în 2020. E singura axă care a fost creată în timpul jocului, cum s-ar spune, în care se vorbește de micul urban. Am depus un proiect, e un proiect integrat în care cuprinde pe lângă clădiri, proiectul se referă undeva la 50% clădiri, construcții, 50% drumuri. Pe lângă o casă de cultură nouă pe care o avem pe axa 13 și corpul B existent la liceu, două spații verzi, loc de joacă la căminul, la casa de cultură la Liten și parc aici în centru localității Rotunda și 8 km de drum. Drumuri, ajung la drumuri de unde am pornit, foarte importante, în primul rând acel segment de drumuri între bariere pe care o considerăm ca o rută ocolitoare pentru traficul greu, pentru acest trafic să nu mai meargă prin centrul localității, străzi în Liteni, în Corni, în Roșcani. Deci acum executăm 8 km, am pe cenei 7 km, iar taxa 13 am încă 8 km. Sunt drumuri pe care sunt convins că toți cetățenii le așteaptă cât mai repede să le modernizăm. Pe axa 13 e un proiect depus din septembrie 2018, suntem în 2020, suntem în ultima etapă de evaluare. Sper ca în două luni de zile să semnăm contractul de finanțare și să începem procedurile de achiziție pentru proiectare și execuție. Și sper ca anul acesta să terminăm acest proiect din fonduri local, din fonduri locale pe acești 8 km, iar la anul să începem cu axa 13 și cu cei 7 km pe Compania Națională de Investiții. Faza în care la Compania Națională de Investiții aceste drumuri au intrat în CTE-ul Companiei Naționale de Investiții. Asta cred că ar fi de durată câteva luni, după care se emită ordinul de ministru și să efectiv să trecem la treabă. Mai vreau să vă întreb, domnule primar, dacă tot vorbim de infrastructură, ne povesteați înainte de a începe filmarea de un centru de comandă care să deservească întreg iluminatul public, o investiție deloc de neglijat, ați făcut-o în pași, atât cât v-a permis și bugetul, v-a permis și resursa umană și v-a permis și, cum să spun, dezvoltările trendului, ca să spun așa. Da. La fel, un lucru foarte important pe toate străzile, drumurile din Liten și satele aparținătoare, acum vreo 5 ani de zile, am luat întâi pe localități, după aia pe străzi ca importanță, din bugetul local în fiecare an montăm cam 350-400 de lămpi, aproximativ 2/3 din localitate avem reabilitat sistemul de iluminat public. E lansat în dezbatere un proiect pe fondul de mediu pentru reabilitarea sistemului de iluminat public și am discutat cu un proiectant, suntem în fază de elaborare a documentației și vreau să abordez, așa cum spuneați și dumneavoastră, cum de altfel vorbeam, un proiect în care să facem o comandă unică pentru tot sistemul de iluminat public din Liten cu toate satele. Acum avem cred că vreo 20 ceva de puncte de comandă în Liten și toate satele, în care când modificăm programul de iluminat trebuie să trecem pe la toate să le reprogramăm. Da, vrem să facem un proiect, să dezvoltăm un proiect în care cu fotocelulă, în funcție de intensitatea luminoasă, să se stingă, să se aprindă, să le avem un centru unic de comandă în care fix când se aprinde în Liten, se aprinde și în toate satele, când se stânge, se stângă în toate satele, adică și un grad de luminositate corespunzător normelor pe care sunt în vigoare. Ultima chestiune este, nu o aveam pregătită, însă dacă tot vorbim despre drumuri, nu pot să nu îl întreb pe primarul de Liten ce se întâmplă cu drumul județean care va deveni drum interjudețean între Suceava și Iași, că
și noi și dumneavoastră și alții trec pe niște găuri mai puțin plăcute roților și nu numai. Da. Dați-ne câteva vești, noi vrem bune, da? Să vedem acum cum se întâmplă. În primul rând vreau să-i mulțumesc, domnul președinte Gheorghe Flutur, că s-a preocupat. E un drum important de la Suceava până la Dolhasca. Pe acest segment de drum sunt localități mari cu populație mare. E un drum care este foarte folosit de către acești locuitori și cei adiacenți, dacă ar fi Fântânele, Bulturești, Vereștiu. Știm că practic s-a predat amplasamentul acestui drum, au venit reprezentanții constructorului în care ne-au rugat să le oferim un spațiu pentru amenajarea șantierului pentru construcții. Chiar ne-au rugat să le găsim și ceva spații de cazare pentru că vin cu niște echipe din altă parte și să le oferim aceste posibilități să-i cazăm. Și probabil e o chestiune de zile în care se vor apuca de lucru. Știu că din discuțiile purtate cu domnul președinte vor începe de la limita cu județul Leaș, dinspre Buda, dinspre Suceava, probabil și dinspre Suceava încoace. Și sper că într-o perioadă relativ scurtă, bine, proiectul oricum are o durată cât vreo 2 ani de zile. Da. 24 de luni. Da, sper că într-o perioadă cât mai scurtă să beneficiem și de acest drum județean de condiții foarte bune. Exact, e vorba despre o utilitate publică în plus la toate aceste proiecte de care vorbeați, de drumuri și infrastructură. Bineînțeles, ați văzut și dumneavoastră de când intrăm în Liten de la Poiana Ursului până la ieșire din Liten, satul Corn spre Dolhasca, sunt kilometri mulți pe care îi parcurg două drumuri județene, intersecții două drumuri județene, 208-ul cu 208-ul și dacă 208-ul pe intradrenul localității Liteni, anul trecut povesteam de drumuri, anul trecut le-am reabilitat, eu am povestit aici doar de proiectul pe care l-am avut ca finanțare pe drumurile locale, nu pe drumul județean, dar anul trecut, înainte de Paște, am reabilitat aproximativ 2 km de drum de la intrarea în localitatea Liteni dinspre Vulturești până în centru, un drum județean care, vedeți cum arată și de osteptau, arăta la fel, poate chiar mai rău, l-am asfaltat, pentru că, fiind drum județean, e dat în administrarea noastră și o trebuie, nefiind prins pe alt program, trebuie să-l reparem în ori. Prin toate proiectele pe care le dezvătăm în orașul Liteni, pe care le-am vizitat și le recapitulăm, de la apă, canalizare, școli, grădiniță, drumuri, șanțuri, trotuare, iluminat public și activitățile sportive, culturale, sunt activități importante pentru mine și Consiliul Local. Aici ne aflăm pe stadionul Ion Pintelescu, unde avem un proiect cu fonduri europene prin un grupul local de acțiune, Valea Siretului. Un proiect pe care l-am început anul trecut, e vorba de o clădire în care sunt vestiarele pentru echipa de fotbal, magazii cu centrală, cu o sală deasupra, o sală mare pe toată amprenta clădirii, unde va veni o sală de forță. Da, așa cum spuneați și dumneavoastră, activitățile cultural-sportive sunt pentru mine o prioritate, pentru că este vorba de timpul petrecut împreună. În contextul actual este pandemia și e mai greu, dar aceste activități sunt una dintre importantele lucruri pe care se întâmplă aici, pentru că atât echipa de fotbal pe care o finanțăm are rezultate foarte bune, este printre primele din localități, chiar avem multe trofee câștigate și de aceea cred că e foarte important să construim o bază sportivă adecvată așa cum trebuie. Activitățile culturale, la fel, avem un ansamblu în care copiii din localitatea Liteni se întrunesc, repetă. Și la orice eveniment pe care îl organizăm, acești copii ne încântă cu tradițiile, cu portul, cu cântecul, cu
cu jocul nostru de aici. Pe această cale le mulțumesc tuturor copiilor, domnului profesor Maranda Demis pentru echipa de fotbal, domnului profesor Matache Dan pentru ansamblul Izvorașu, copiilor care participă la toate activitățile respective, jucătorilor care vin, nu sunt chiar toți din Liteni, dar vin și ne ajută. Mulțumesc părinților care susțin copiii pentru activitățile respective. Nu e ușor, e un efort pe care îl depun și le mulțumesc tuturor acelora care pun umărul și fac ca aceste activități să ducă localitatea Liteni, pentru că, când spun să-l ducă, am fost și în concursul cu ansamblul Izvorașu, am câștigat și premii, vă spuneam și cu echipa de fotbal. Sunt activități care fac parte și cred că sunt activități care trebuie să te preocupi, în care timpul, să spunem, mai liber, oamenii să aibă unde să îl petreacă. Și la dans, și la muzică, și la sport, să știți că din bugetul local le finanțăm pe toate, și încercăm să le aducem la un standard cât mai bun. 2020 este anul în care efectiv se văd aceste lucrări, pentru că cu ani în urmă le-am lansat, le-am întocmit documentația, le-am susținut acolo unde a fost depuse pentru finanțare, am încheiat contract de finanțare, am derulat proceduri de achiziții și știți bine ceea ce spun când derulez la atâtea obiective de investiții, proceduri de achiziții. Mulțumesc încă o dată tuturor colegilor mei că nu e ușor și vă spun, e o responsabilitate pe care știți foarte bine ceea ce înseamnă. Și ce am văzut astăzi pot spune așa că e o parte, nu le-am apucat vedea pe toate. Pot să amintesc așa că pe lângă aceste obiective, inclusiv parohiile locale, le-am încercat să le susțin. Am văzut acolo la rotunda unde am amenajat o parcare. Pot spune că parcări am făcut și în zona centrală și la biserici. La biserica din Liteni, parohia Sfântul Nicolae, am amenajat intrarea, la fel am pavat curtea. La parohia din Roșcani o susținere, zic eu, destul de importantă pentru casa de prăznuire. La parohia din Vercicani, la parohia din Corni, la parohia din Siliștea. Mulțumesc preacenuși părinți pentru implicarea așa lor și pentru că eu când văd un om că vrea, pun și eu umărul să-l ajut. Da, 2020 chiar este un an important, cu foarte multe șantiere. Îmi doresc prima dată să le termin pe acestea care le-am început, să le finalizez și bineînțeles că am și proiecte importante depuse la finanțare, altele, vă spuneam, urmează, știu eu, e o chestiune de câteva luni de semnarea contractelor, proiecte pe axa 13, pe axa 10, cele două proiecte cu finanțare europeană undeva la 7 milioane de euro. Aceste două proiecte se referă la corpul B existent, reabilitat, mansardat, dotat. Axa 10, corp de școală nou, cu tot ceea ce înseamnă școală profesională, dotări. Axa 13, casă de cultură nouă, spații verzi, loc de joacă pentru copii, spațiu verde la rotunda parc, prin Compania Națională de Investiții, cred că în două săptămâni o sală de sport modernă e scoasă la licitație. Tot prin Compania Națională de Investiții suntem în etapa de intrare în CT a dispensarului medical, un corp cu cabinete pentru medici și familie, cu 4 cabinete pentru medici de familie, o clădire superbă, nouă. Tot prin Compania Națională de Investiții avem 7 km de drum, practic
Am parcurs toate etapele de întocmirea documentațiilor cu Compania Națională de Investiții și ea este în etapa de CTE și într-o perioadă, zic eu, relativ scurtă, vor fi scoase la licitație. Știți foarte bine, noi punem la dispoziție acele suprafețe de teren, tronsoane de drumuri pe care vin reconstruite obiectivele ca sala de sport, dispensarul și drumul le punem la dispoziție și când investițiile sunt gata, noi practic suntem beneficiari și le recepționăm. Sunt proiecte importante pe care, cum vă spuneam, vreau să le văd să înceapă să le ducem pas cu pas așa să le aducem la final, dar în primul rând îmi doresc ca cele începute acum care se derulează să le văd la bun sfârșit. E o muncă foarte importantă și cu siguranță, poate mă repet, dar cred că e important să mulțumim tuturor colegilor, Consiliul Local, oamenilor din localitatea Liten care sunt alături cu numărul pentru ca Liteniu să ajungă o localitate frumoasă.